Vești bune pentru consumatorii clujeni care obișnuiesc să își pună în coșul de cumpărături produse locale. Au ieșit pe piață primele roșii autohtone cultivate în județ. Doi cultivatori din comunele Căpușu Mare, respectiv Florești, au cules deja primele trufandale de mai. Roșiile cultivate în Căpușu Mare pot fi cumpărate dintr-o rețea de supermarketuri. O caserolă cu 500 de grame se vinde cu 8 lei. Roșiile din comuna Florești pot fi cumpărate doar de la sera producătorului, iar prețul variază în funcție de zile, dacă producția este bogată sau nu. Trebuie să menționăm că cei doi cultivatori au accesat programul guvernamental de ajutor pentru cultivarea tomatelor. În județul Cluj, 64 de cultivatori s-au înscris în programul de cultivare al roșiilor cu ajutor de la stat. 20 dintre ei, inclusiv cei doi care au scos deja la vânzare primele legume, vor livra pe piață 2 tone de roșii până cel târziu la finalul acestei luni. Restul de 44 de cultivatori s-au înscris pentru cea de-a doua etapă a programului Minimis, adică vor livra roșiile în toamnă. Cultivatorii care s-au înscris în programul de ajutor de la stat și-au luat angajamentul că vor cultiva 1000 de metri pătrați cu tomate și că vor avea o producție de minimum 2 kg de roșii per metru pătrat. Pentru cultura lor, fermierii primesc o subvenție în valoare de 3.000 de euro. Asta e rațiunea programului, ca să se producă roșii în perioada în care de extrasezon, când este logica spațiilor protejate de cultură a tomatelor. Culturile de tomate sunt ținute permanent sub supraveghere, nu doar de către cultivatori, ci și de către inginerii direcțiilor agricole. Aceștia fac verificări în teren pentru a se asigura că sunt respectate toate condițiile legii. Acum, odată ce primele tomate de Cluj au ieșit pe piață, singura teamă a cultivatorilor e legată de posibilele furtuni de vară, care le-ar putea distruge culturile.